Încătoșarea Andrei cu Marius se pare că a fost plină de surprize, dar să urmărim pas cu pas. Hai să urcăm sus și după mergem și la tine. Hai. Suntem aici. Ai patul la perete sau? Nu, imediat cum intri în cameră. Prea multe scări aici, nu? Aha. Și la voi. Acesta este patul meu. La voi e mișto că n-ai posibilitatea să pii jos din pat. Hai să facem o probă. Ne punem în pat amândoi. Și să vedem. Eu dorm la perete. Ai dorm la perete? Bine. Hai, pune de prima. Gata. Bă, mișto. Vezi, nu stăm la fix. Gata. Mamă, ce bine am prins. Simțite că o să fie bine. E bombă. Chiar mișto. Aici. Asta? A, dar n-am unde să doarmă între paturi ei. Și-a făcut speranțe degeaba. E nașpa. Și aici e posibilitatea să piși din pat. E? Am, că avem o grămadă de loc, nu uite. E bine. E, nu? Gătine. Da, da, că te întorci. Dă să te iau în brațe. E bine. Tu îți dai seama că dacă te întorci pe o parte, pe alta pici? Nu, cred că te răsuci și pe loc, așa. Aha, bine. Hai, și când o trage unul de o mână și unul de o mână, să te ții. Păi să te ții, dar până atunci să vedem cum au decurs discuțiile între cei doi. Ce înseamnă toxicitate pentru noi? Posesivitate. Eu zic eu că... Eu cred că ăsta e sinonimul cuvântului. Toxicitate înseamnă în a nu înțelege de voile, în a nu-i lăsa... Spațiu personal. Spațiu personal și modul de a opera ce la opera? Capacități maxime și după bună conștiință, toxicitate, că nici nu te lasă, dar nici nu dă drum, nici nu te deci primește nimic. Ești o persoană te toxică. Te lasă? Da. Nici nu te vrea să invers. Cine, eu? Ai zis că eu sunt o persoană toxică. Am zis, deci ești o persoană toxică. Eu nu. Nu. Am fost, da. Să știi că am fost rău. Toxic rău de tot. Persoana de lângă tine nu poți persoana potrivită. Ce se vede, mă? Că tu nu-ți dai nici seama de nimic. Da, așa e. Eu vorbesc așa. Ce se vede? Din umbre. Eu înțeleg și cu Daria. Dar ori se dragă, ori nu se dragă. Că e, dar n-am legat niciodată că nu vine. Știu. L-am văzut și te-am întrebat dacă nu se dragă. De ce o atât ataci cu un om care nu are sentimente? Nu e atât de... implicat. Păi mă atacam și vă zic și de ce, că mă simt un om ca foarte capabil. Din respect. Mă simt un om foarte capabil atunci când s-a ajuns la discuțiile alea și ideea asta de bărbat din viziunea ei nu, pentru mine nu era. Sapără, pentru mine nu e valabilă. Sapără că ea ține la tine, dar okay, poate sentimentele voastre nu sunt destul de puternice. Dacă într-adevăr tu nu o iei, nu o placi, da? Da. Și din afară o ar plăcea. Când pe tine te vede că am o strânge, am o asta, nu-i nici cu tine, nici... Păi asta mi-a explicat aseară aici. Cum crezi că intră? Nu mai intră. Zice, dar cu fata asta ce-i? Păi doamna Crina, asta am încercat să... Asta am încercat să o fac să înțeleagă. Că chestiile astea, genul ăsta de... Nu dă bine. Nu dă bine la imagine. Da, am explicat. Că dacă o să vină și o să se întâmple chestia aia, lucrurile astea nu o să mai putem să ne le permitem. Dacă cine vrea să te cunoască și tu pe el. Nu ți le poți permite, dar nu că nu mi le pot permite, nu le vreau să se întâmple. Păi da. Știi? Păi nu mai sunt normal. Pentru că atunci omul ăla cu ce încredere vine la ea când știe că tu ești aici, ea are sentimente pentru tine, nu ai vrut, dar o ai tot mânghiat două săptămâni. Ce să zicem? Nu știu, greșesc? Un om care ar fi pentru ea nu l-ar interesa. Pe mine nu m-ar interesa, sincer. Aș smulge din brațele lui imediat. Că e bine de moment, o ai strâns și nu știu ce și după aceea iară când nu mai strângi și nu mai iară suferă, nici asta nu. Păi și nu, asta m-am gândit și eu. Bă, dacă tot te suferă îi și... Îi alimentezi suferință. Dacă tot eu am fost sursa de suferință și sunt aici și nu mă oprește nicio împrejurare, adică nu se află în altă ipostază, nici de cunoaștere, nici nimic. Dacă ea suferă și eu simt că pot să fiu lângă ea, de ce să nu fac? De asta am și făcut-o. Dar gândul lui Marius se ducea către compatibilități. Chiar vorbeam cu Liviu că cred că cu tine ar fi cel mai bine să fim cădușat. Am calculat că mâncăm pe toți amândoi în pat și că ieșim să te fumături amândoi și că
Și chiar și la antrenament m-am gândit, evident. Suntem colegi de brățări. Noi nu o să fim prieteni, suntem colegi. Da, tu totuși ai prietenii ciudate. Probabil. Prietenii mei sunt ciudați. Prietenii ciudate. A, cu fetele? Mm-hmm. Acum nu te gândi la tot felul de chestii? Că... Nu m-am gândit, nu am dus cu mintea mai departe. Nu e chiar așa. De multe ori s-au făcut multe refuzuri. Uite, la un moment dat m-am prietenisem cu o fată și... Gen, mie îmi plăcea de ea, să zicem. Ea nu mai e prieteni. Păi poate, gen, noi ne-am prietenit când ea era combinată. Nu stai nașpa. După aia s-a despărțit de gagicăsul, dar nu din cauza mea, că nu s-am înțeles. Eu cum eram cu ieșitul și așa, am ieșit la un moment de la petrecere și asta și mi s-a părut interesantă, fată drăguță, știu ce, și rezona așa cu ce-mi place mie. Și avea niște calități pe care le vedeam, era și înaltă și arăta și bine și în fine. Și eu cred și sunt de părere că datorită faptului că noi ne-am cunoscut în timp ce ea era într-o relație, gen, ea a văzut lucrurile ca și cum din respect pentru el nu ar ajunge mai departe, pentru că chiar a avut foarte multe certuri cu el datorită că eu mă înțelegeam cu ea și vorbeam cu ea, știi? Păi da, de aici nu a mai fost vorba de prietenie, aici a fost vorba de atracție. Și cumva s-a păstrat distanța asta față de mine. Îți place să stai așa în zona de confort? Îmi place să ies din zona de confort. Îmi plac provocările. Și mie. Chiar dacă mi-e teamă câteodată. Eu cu toate că poate uneori am ales să fac lucrurile mai comode așa și mai în zona de confort, mi-am dat seama că nu sunt chiar, nu mereu au fost cele mai bune decizii, știi? Și nu-mi place să ies din zona de confort, chiar îmi place. Mariu se simțea deja ca un supus la curtea regală. Stăpână! Gata! Mi-e foame! Hai că vreau acasă, stăpână! Mă! Ah, stai să mă spui pe aici. Măcar dacă ne sărutăm să fiu și o spălă părinții. Degeaba dacă ne-ai mâncat usturoi. Da, asta e testul suprem. Mai încolo, stai că avem timp. Hai, stăpână, sunt al tău. Sunt al tău, haide. Mai vrei o pernă? Nu, mie oricum nu-mi plac pernile astea. Ce nu știu, dacă se vedea. Era mișto dacă era deschis, cumva, că era mai mult aer. Dar acum suntem doar noi trei, bine, dacă era mai mulți aici, era nașpa. Nu avem somn, nu? Ce pielă mișto are. Și că îmi place că ești tot de așa. Da, țin de cald foarte mult. Țin de cald. În suflet așa rece ca al meu. O să? E greu de încălzit. Dacă vreau să se încălzi, se încălzește, dacă nu, nu. Da, v-a prins bine task-ul ăsta. Da. Da. Zi, Andreea, după ce ți-ai dat jos rochița aia de Moș Crăciun, altfel a văzut Marius lumea. Am avut pilota. Am avut pilota. Ai avut pilota, da.
Nu e vorba de certat. Încerc să-i pun pe telespectatori așa pe firul cronologic al faptelor, să înțeleagă și de, obicei, de ce... De obicei nu-mi place să fac ce mi se spune, dar am realizat că nu e bună lumina și... Vă rog eu frumos, chemați colegii de la lumină să mai punem niște lumină, să-l punem într-o lumină bună. Așa, nu e bună lumina? Așa? Da, în care ne punem. Ah, ok. Da. Și probabil așa e cel mai bun. Și cumva ai intrat într-o altă sferă de lumină. Căldură. O baie de întuneric. Nu, căldură. Căldură, da. Dar tu știi că atunci când ai intrat în casă, cine zicea? Bogdan, parcă? Sau doamna Crina? Cu niște priviri, ceva? Cum e, Andreea? Hai, spuneți-mi. Iarăși sunteți în faza aia în care v-ați spus așa... Până la urmă, ce? Privirile sunt ceva normal. Dacă stăm să ne gândim bine să privești, de-aia avem ochi, privim. Ce-a făcut? Mă gândeam că, da, așa, nu? Dar de ce te aperi? De ce spui că ce-am făcut? Am zis-o că ai făcut ceva rău? Nu, nu. Nu. Eu vă încurajez, adică dacă doi oameni se plac și așa, de ce să nu încercați să vă cunoașteți? Nu zic acum că e obligatoriu să faceți un cuplu, dar până la cuplu trebuie să treceți pe o fază de cunoaștere, nu, Andreea? De acord. Îți place Marius? E o persoană foarte caldă, are o companie foarte plăcută și... Vă unește cum... căldura, înțeleg. Vedem cum vom interacționa. Așa, cum ți s-a părut, cum ți s-au părut orele în care ai fost legată de Marius și uite așa, datorită acestui task, presupun că ați aflat multe lucruri unul despre altul, nu? Da, am vorbit, poate cât n-am vorbit în astea 3 săptămâni. Da.